Hai să vă arăt cine mănâncă viața de la 8 fără dimineața. Ramona, dacă faci fată vreodată... Fată vreau. De ia șablon de la astea, cu riscul să mănânce și ea zilele. Astea două mici de vin cu Diana pentru sport mi-au stors zilele. Nici nu vreau să știu ce e la ele acasă. Fai de capul meu. Au 1000 de întrebări, prea multă energie pentru vârsta lor. Păi, și se duc și la antrenament de aici. Diana, ce ne-ați propus? Te rog să le obosești, că m-au obosit. Neața Dani, neața Răzvan, neața tuturor. Mă ocup astăzi. Știi că am mereu câte un grup pentru ziua de joi, când fetele pot să vină alături de noi în platou. Ele fac parte din grupul Gimnaste Mici, sunt campioane naționale și sunt foarte mândră de ele și flexibile. O să vedeți astăzi, o să lucrăm un antrenament full body. Ele sunt super flexibile, o să facem forma omenească, o să o fac eu și forma supraomenească. Așadar, să mergem la salteluță, fetelor, și începem cu încălzirea, da? Piciorile depărtate la nivelul umerilor, expir când mă ridic și inspir când cobor. Da? Fetele se antrenează într-adevăr 4 ore pe zi la Clubul Sportul Studențesc, merg la competiții și câștig. Asta e cel mai important și vrem să dăm un exemplu tuturor copiilor să se antreneze odată cu noi. Expir și inspir. Sus pe vârf și în felul ăsta lucrăm gambele, brațele, expir și cobor. Perfect. Sus. Rămân cu brațele sus și sprijin palma stângă în lateral, apoi cu brațul drept ating genunchiul și odată kick. Sus, odată genunchi și odată kick. Cum am spus, eu fac forma omenească și în spate supraomenesc, inspir pe nas, expir pe gură. Partea bună este că flexibilitatea se capătă în timp, da? Puteți să ajungeți să faceți așa ceva după câteva ore de antrenament. Expir, sus, perfect. Zâmbet, fetelor, expir. Și ultima, schimbăm partea și în felul ăsta încălzim partea de jos. Coapse, interior, fesier, genunchi și sus. Genunchi și sus. Expir pe efort, adică atunci când ridic piciorușul, ating palma de vârf, sus. Bravo, încă 3, sus, 2, bravo, 1, perfect. Cum spuneam, începem cu fesier și coapse. Și din poziția asta, cu piciorul stâng, păstrez un unghi de 90 de grade, sus și cobor. Spatele meu rămâne blocat, dar focusul este pe fesier. Inspir pe nas, expir pe gură, forma omenească la mine și în spate, dacă vă uitați atent, vedeți ceva super special. Andra chiar a venit la mine la sală și la un moment dat s-a oprit toată sala să vadă exercițiul ăsta, da? Expir, perfect. Bravo, n-am ce să corectez aici. Mergem mai departe și din poziția asta merg pe diagonală și sus. Diagonală și sus. Cobor, expir, bravo. Perfect. Spatele drept, da? Acum, dacă vreau să adaug, merg cu piciorul lateral și revin. Sus, diagonală și întind piciorul. Da? Bravo, Andra. Perfect. Și mai aici. Zâmbet, mai. Zâmbet. Perfect. Hai, mergem mai departe. Rămân cu piciorul aici și cobor pe salteluță. Un exercițiu foarte bun pentru lumbar, fesier și biceps femoral. Mai întind spatele, da? Și apoi ridic piciorușele. Sus. Da? V-ați dat seama ce se întâmplă în spate? Inspir pe nas, expir pe gură. Bravo, fetelor! Eu o să vă admir în timpul ăsta, da? Hai, lumânările. Lumânările preferate. Perfect. Încă 3. Lucrează foarte bine. Lombarii, v-ați dat seama. Fesierul. Bravo, Andra. Bravo, Maia. Și, bineînțeles, avem o poză de final. Haideți să o facem, fetelor. Ne-am pregătit intens 3 minuțele pentru ea. Mă întic. Cam asta ar fi poza. Mulțumesc frumos, băieți! E, cum ai ajuns cu bere la vorba